Parte din domeniile voastre mă cunosc. Eu. Sigur, ne-am mai întâlnit. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt actorul Constantin Piron, membru al Academiei de Umor Pastorel Tâlvărană de Raiași și membru al Asociației Umoriștilor din România, deținător a medaliei Doctor Umoris Causa. A nu se confunda cu Doctor Honoris Causa. Medalia Doctor Umoris Causa este o medalie care este acordată actorilor din România care depășesc 100 de premii naționale sau internaționale. Eu am 326. Mă aflu în fața domniilor voastre la invitația domnului profesor Ciubotaru pentru ca să vă vorbesc despre creangă și dumneavoastră celor formatorilor de oameni, dar și celor mai mici cu care m-am mai întâlnit. O să fiu foarte succint din cauza că domniile voastre îl cunoașteți pe creangă foarte bine, pentru că este un povestitor, cel mai mare povestitor al românilor, care vă oferă domniilor voastre material didactic pentru a pregăti și a forma oamenii. Eu l-am iubit și iubesc în continuare pe creangă, din cauza că este opera lui, este o adevărată comoară de expresii ale românului, ale țăranului român, regionalisme, arhaisme, cu care, sigur, dumneavoastră ați citit opera lui Creangă și ați făcut cunoștință. Nu vreau să vă spun decât câteva lucruri mai generale. Anul nașterii, știți că e împărțit, părerile sunt împărțite. Unii spun că ar fi născut pe 1 martie 1837, alții pe 10 iunie 1839. Mai ales părerea arhivistului Gheorghe Ungureanu de la Iași, că așa a găsit într-o mitrică la Cumulești. Dom'le, anul de referință din viața lui Ion Creangă este 1875, atunci când l-a cunoscut pe Mihai Eminescu. De fapt, întreaga opera lui Ion Creangă este cuprinsă între anii 1875-1833, până când s-a îmbolnăvit. Deci, în perioada asta, cunoscându-l pe Mihai Eminescu și Mihai Eminescu fiind fascinat de fantasticul talent de povestitor al lui Ion Creangă, l-a îndemnat să scrie, a scris și Eminescu l-a ajutat, corectându-i toate operele pe care le-a făcut el. Este o chestie, a fost o prietenie atât de mare între Ion Creangă și Eminescu, că veți vedea că amândoi au încetat în 1833, din 1833 până 1889, când au murit în aceeași an, au murit amândoi, n-au mai scris nimic mai valoros. Până în 1833 s-a scris cam tot ceea ce s-a scris. Nu o să vă interpretez din operele scrise de Ion Creangă, copiilor le-am mai interpretat, m-am mai întâlnit cu ei. Pentru domniile voastre aș vrea ca să vă interpretez două parodii, pentru că să știți că mulți umoriști au făcut parodii după operele lui Ion Creangă. Unul dintre umoriștii care au făcut parodii după Ion Creangă este Ion Creangă. Este textierul care scria pentru Constantin Tănase, cel mai mare actor de revistă pe care l-am avut noi români. Și Ion Creangă, după povestirea Geambașii a lui Ion Creangă, a scris o parodie pe care, dar nu i-a mai spus Geambaș, ci i-a zis-o, i-a zis calul lui Cuță. Eu vă voi interpreta parodia scrisă de Pribeagu în limbajul lui Ion Creangă. Deci, într-o crâșmă de la Iași, doi geambași, Ion și Cuță, stau de vorbă, cum spunea, pimoasă-i o sticluță de vin bun. Bă, zici Ion din greu, dacă vrei, îți vând amunca în meu, băi, și căruța poți ui. Are roți din lemn de tei și îmi dai 10.000 de lei. Vrei? Băi, cum să s-o gândit o leacă? Pare apașerea să-i placă. Ia ca banii. S-au făcut. Iar Ion s-a desfăcut și a braș, o mai dat încă o sticluță, a dat mar. Băi, au stat ei acolo cât au stat, au băut și au mai băut, s-au prins o lecuță. Băi, Ioane, zeci cuț, calul. Și mi l-ai vândut, e și ala sur, nu are un cusur? Și cusur să aibă, frate! E un cal și jumătate, băi, sânge pur! Dar că nu-i surși deal, întreabă Guț Banal. Urc deal, domnul cal? Urc, însă dealul e deal, e înalt și drept.
Deși e inimă recursă, să te dai jos din căruță și prizându-l de dăroală, tragi de el, ușurea, ușur, căneală, ziua întreabă. Dar la vale meati, ai, zboară, zici ori privind afară. Dar tot e inimă recursă să te dai jos din căruță. Să prinzi ghinii sfoarele, ții și roata, să răpuți acasă, mă vede căruța se rupă cioasă. Dar așa, a, e o nebunime, fugi, parcă e o stafie. Dar tot e ghinimă iguță, să te dai jos din căruță. Și cu straința de grămânță să mergi tu în fața lui. Și uite așa la iguță, uță, vin și carul și căruță, după tine iguță dragă, în fără așa. Păi dacă e cum zici, netar, să mă dau jos din căruț și la deam, și la vale, și apoi mai ales la șes, atunci, pentru Dumnezeu, un căruț. Când stau eu? Bă, ești un mare găgăuță. Păi când stă ca un graj băguță? Te urci frumos în căruță și cum nu ai altă treabă, stai acolo, zi-mă întreabă, buță dragă. Fără Gheorghe, întâlnit. Dar eu am adus-o foarte mult în coace și nu i-am mai zis nici Badea Gheorghe, dar dumneavoastră știți povestirea aia lui Creangă, care Geo Zaizescu nu s-a sfiit să o ia și să o bage în firmul lui Păcală. Era vorba de, despre un bătrânel care venea la târg să vândă o vacă și ținea vaca de funie și tot spunea, nu, care-i cumpere o băcuță? Dar nu cumpărat o băcuță? Și ne cumpără? Nu cumpără nimeni. Și atunci a venit istețul de Păcală. Și eu zic, moșule, că așa vrei să vinzi bătare vacă? Păi stai să vezi cum. O luau vaca din furi și o zic, ia văcuța neopure, care e văcuța, ia văcuța de aici, dă doi ghiței la pădare, când te dă câte două gănezi de lapte pe zânt. Și moșul zice, stai, nu mai vând vaca. Dar zic, păi nu știu că am o vacă așa bună. Asta era povestirea lui Cam. Hei, după povestirea asta la târg, eu am adus-o foarte mult în coace și am legat-o din un subiect mai actual al nostru despre fotbal. Și i-am spus, Badea Costan la fotbal. Deci vă spun tot în limbajul lui Cam. Ghinii vă văd sărătoși, veseli, cuminți și frumoși. Eu mi-s Costan din Suceava și am venit aici cu grab, aflând că aici o să fie doar oameni de omenie. Și cei din comuna mea, când se plec, ne-au zis așa. Badea Costan, vezi gătat că trebuie să zici ceva. Păi să zici. Și să spun. Păi zici și ne dai ceva bun, că te știm, ești bun de curățire, o similitură, o întâmplare hazoasă, de aici, de la noi, de acasă. Băi, și ne-am amintit odată, când ședem așa la poartă, văd poștașul ăsta să-ți fac un semnal cu o telegramă. Zic, dar de unde trec cu graba? Zic, și de la Ion, din Suceava. Iau zădula, îi scălesc și încep ca să citesc. Eu, Ion, băut un ceai, mi-a lui sto polițarii, eu sufla ceva discret, el sufla ceva carnet. Așa că din un capăt eu pot să fac ceva. Bă, să-i mai scriu și să-i mai scriu. Eu, butelca curativ, două gâște și un corcan și cu trenul avan-avan spre Suceava, mă apuc, care pot să descurc. Bă, bine acolo, n-am ajuns, nu la tăt ce-am adus și tăt ieșire la să plicea pe Suceava acasă. Și am mai principal să te duc la un fotbal. Bă, ies în colț cu tribunalul, dar nu nimeni e în fotbal. Că pe atunci în serea mea eu gândesc cumva așa. Că fotbalul ortohit tot un fel de lume multă, mulți vorbesc cu să le ascult. Bă, și așa, după cum v-am spus, mă burc într-un troleibus, dar și acolo să vezi mai vede, se merge tot pe putere. Bă, da, să urcă care putere și plătii care voie. Păi nu mai puteai să zici pește, ia ca troleibuzul oprește și mă trezesc mintenaș, aruncat ca din făraș, fără straniță pe mărean și fără bungazman. Dau banii și eu un bon și îl prăpădesc pe Ion. Îi dau să strâng ceva să facă mai eu un vorbășa, vă bagă printr-un canal și ajung pe un tarțan. Bă, o țăra despre așa mă zumă minunată. Ia fotbalul un suhat, mai mult lung decât e lat, fără scai și fără schini și o 30 de prăjini. Că m-am crușit când orașul întâlnește așa imagine. Dar numai că la un semnal, ia că ies dintr-un canal niște oameni cu colțune să fără pantaloni. Băi, dar aveau niște botini din pieti cu țățănii, când am zis, vede treaba, ăștia vor să strâși ea. Dacă mă uit un pic mai bine, e că dintr-o parte vine un așa mai borosan și aduce un bostan.
Păi e ca pune jos postanul și-l zvârle în sus cu banul, prinde banul, citește, nu știu ce mai sfătuiește, scoate o cărpă, șterge nasul, își plăfește o țărășeasă, saltă mâna la samnal și așa într-un țâcneal. Iar și de pe Maidan să răpă după postan, că văzându-i cum aleargă, m-am gândit că vor să-l spargă, văd că de cum arăt din jef cu bucancul păre. Păi care-i dădea cu chișorul, care și cu gânditorul ca să-l spargă? Păi n-au minte. N-au găsit mai dinainte un șatlău dintr-o pădure sau o muchie de sărburi. Dar când mă uit un pic mai bine, e că dintr-o parte vine o femeie așa smolită cu tășcău de răsărit. Când i-am zis în sine mie că în altă pere, s-o putin băi fraților cu fără de pe ogor și am zis la procuror. Dar de rest lângă Maidan și cu ochii la bostan, foarte atent ca nu cumva să-l sustrangă careva asta, te pun un jandar. Bă, am țăpat cât am țăpat, după ce m-am sculat, supărat cu o falcă cer să mă duc la frotorel. Dar din spate un om cu barbă și păre tare de treabă, dar nu vrea băutură, nu mai văd că mă înjur. Că drept pe mine un bătrân stau cu mâna în sâmbăl, când sunt eu o cericarmă, fără să vreau, iar șterg o barbă. El, cu firii dușmănească, prinde așa să mă plinșea, să mă plâng, trag așa pe toți, mă pus de la jos, na. Vreau câțiva sar pentru mine, altul pentru dânsul vine și așa, așa pe frățoare să ajunge la încăierare. Băi, ies de acolo că am gușit, nu știu cum am nimerit lângă alții mai de sus și strigau cum strigi la voi. Uuuu! Din răsunat Maidanul de mai să-mi spargă din par. Băi, nici nu știu cum am ieșit, că eram preguimășit. Din cum am ieșit afară, am tulit-o drept la gară. Să ne ajung de la fotbal, un bătrân la tribuna. Iată de v-am povestit că ce acolo am pățit. Na. Înainte de a da cuvântul colegilor mei mai tineri pentru a vă interpreta o piesă, o dramatizare făcută după o poveste de-a lui Preangă, după Danilă Prevereat, aș vrea să vă mai spun încă ceva. Eu întotdeauna îmi închei recitalul cu un poem despre bucovina noastră frumoasă, pentru că ne-am blagoslovit Dumnezeu cu niște mireaguri atât de frumoase, mai frumoase decât în Austria, decât în Elveția, numai că nu prea avem noi destulă minte să ne vindem cum trebuie. Deci pot să plec, da? Când mă întorc acasă, mă așteaptă la Suceava miresele mele de munte din sus de câmpul omului. Își freamătă pe boltă Lucefer Botpava, iar zimbrii din legendă boncălesc prelul. Clar, opcine nezare aș deschid ca niște brațe. Morizime sunt cale. Din cețuri și din ploi, esturile neauzitite în piscuri să-și agațe frânturi de luminiș. Cu flori de pepe joi. Eu urc spre stânea spunse. Ce mă poftesc în cuciun, spre ele trecem susuri la tâmple în albe nopți. Spre apele ce poartă plute de fum și spuciun, spre pașe și se helbe de dor, cu fragii copți. Urc și mes în care șerpuitor Moldova. În soară pe chipunat. Pădurile mă strâng la piept cu foșne verde și vine din Cotrova o lacrimă pe suflet. Și nu pot să o frâng. Suceava. Aceasta este capitala dragostei mele de lor. Voivuzii mai umblă pe zidul cetății și acum se împodobește frumos timpul nostru valor. Buciumile șterge pe veacuri vechimea și brumă. Aceasta este capitala dragostei mele de nord. Vă poftesc în casa mea, de la nord, pe pământuri vechi cu boulul pe ceț. Treceți pragul opcinilor și veți intra sub cupolele albastrului de Voronez. Aici vă așteaptă pâinea și vinul dragostei. Le-am așezat în cinstea omenii pe masa așternută cu bucate și fluire, cu lucioare de marginea și cetele de voivodeasă. În drum, ridicați-vă privirile spre pietrele Doamnei să puteți vedea piscuri cu mâna dorată. Deasupra lor Lucefer au culoare și miez de cânte, iar amurgurile mii de carate. Vă poftesc deci în casa mea, de la nord, pe pământuri vechi, cu boulul pe ceț. Treceți pragul opcinilor și împodobiți-vă cu izvoarele. Când veți păși în cetatea Sucevei, să străluciți și domniile voastre ca soarele. Vă mulțumesc! Spectacolul meu pe care îl prezint copiilor se intitulează Preangă, povestind copiilor. Am bătut județul ăsta în lung și în larg. Pe la unele din școlile dumneavoastră am fost.
La Montenegro n-am fost, n-am reușit. Dar mi-am propus să ajung la toate școlile din județ, din fiecare cătun a județului Suceava, ca să-i prezint pe Creangă, cu povești de Creangă, cu amintiri din copilăria lui Creangă. Și spectacolul meu se numește Creangă, povestind copiii. Iată acum, pentru dumneavoastră, colegii mei, în care actorii mai tineri, vă vor prezenta o secvență din dramatizarea făcută de profesorul Solcanu de la Humor, care aș vrea să-l cunosc, nu-l cunosc, nu știu cine este, dar auzim că a făcut o dramatizare după un pasm al lui Creangă, voi căuta să-l cunosc, pentru că iubesc oamenii care iubesc valorile noastre românești. Deci, mai tinerii mei colegi actori, vă vor prezenta o secvență din Stănilă Prepereanu. Să-i întâmpinăm cu aplauze, cu o merită din toată, cu toată puterea. Nu-mi convine, trebuie să ascult de tine. Ai dreptate.
voi, îmi pare rău. Eu cred că tu ai priceput. Nu am ce spune mai mult. Despre mine, păruleți, dar calul meu nu-l mai vezi. Iată, drept în clipa asta, mă duc să-mi caut nevasta. Ca să spun că mâine joi, merg să maci pe bufără. Măi, bădiță, știu, nevasta te-a îndemnat la treaba asta, că e zgârcită și haină, dar nu pot să-i cap pricină. Ce drept, nu e păcat, mereu am împrumutat de la dâns și ce n-aveam, dar mi-am zis că îmi sumneam. Poate va fi mai ușor fără nemuria lor, că nu eram frate mai mic, ci era un viet calit. Ia să-mi iau eu voi mei, să mă duc la câmpul ei, că pintar și ciolană, cum nu sunt alții mai frumoși. Că de nu așa tot satul, voi ca mine, n-are altul. Vezi, cât tot grinza ta, n-aveam bani să-mi cumpăr car, cu voi umbli răsleț, însă car mai de preț. Dacă aș fi avut un car, usuream, n-aveam papa, fie voi cât de-aș mei. Nu ai ce face cu ei. Hei, la uite îndepărtare! Ce mă teu? Minune mare! Un castig mă urmește, pare și un om ce-l primește. Și cu ce viteză vine, omul abia-l ține. Carul acesta-i nădrăvat, fără voi merge afară. Ia te uite, vine mare, de-abia-i poate salutare. E așa un car, bă, ies. Dar trebuie și mie. Fără fân, fără o tavă, facem o grămadă de treabă. Ho, turman, mă tălășman, ce vă trage spre căpșa? Uitați, carul ce se vede, nu-i trebuie iarbă verde. Mai bădiță, știi ceva? Am un lucru de întrebat. Rupte ca să o vezi, carul să-l mai domnești. Oh, bine vorbesc, bădie, vrei de vorba mea de mie. Nu vezi că nu reușesc carul acesta să-l opresc? Sper că n-am și nu fugim, sper că n-a să știi. Bate, dragul, cum văd eu, carul umblă teleleu, fără jur și fără voi, și se vede că-i de soi. Îți propun un târg pe loc, chiar de divina mare. Îți dau voi mei frumoși, mari, porumb și alătos, și dăm carul dumitare, chiar merge singur pe cale. Ce vrei, bate? Șuguiești? Orică de mă rarbești! Aș face schimburi pe loc până ajung la iarba lor! Uite, bale, cum să spun, mai ghicit, așa, se obun. Hai, dare, să-ți fac pe plac și atârnul să-ți fac. Furia la voi lasă. Uite, care, dun acasă, nu vezi că n-are răbdare să pornească la plimbare. Eu, cu voi, zicișor, voi merge în casă lor. Mergi, măi, bale, cum vorești, da, să nu te răspunde. Bale, sunt om de cuvânt. Uite că avem! Hai cu tatare prejor să o luăm iute la picior! Măi, dar știi că sunt isteți! Să lucăm fost de scurcăreți! Uite că cum mai fuge! El cu voi nu ne ajunge! Hopa așa și tra-la-la! Hai cu tata vino în coar! Cu boișorii mei am dat pe un car adevărat! Și din doi voi la resteu am rămas doar singur! Eu din juc de îndrumat și tu carului, nu-mi sta! Hopa, hopa, ce-ai pățit? Că deodată te-ai oprit, că te erai nevoinicos, acum l-ai proțat în jos! Hala, dar, nu mă lăsa! Ce te-ai supărat așa? De ce n-ai, bă? Ai murit? Văd că te-ai înțepenit! Eu acum îți fac un bare! Hai, ne mișcă, te mai bare! Ca bare când mergeai, stai așa, ia, stai pe loc. Măi, că-s mare dobitoc. Carul a legat pe care, pentru că era la bare. Măi, Daniel, ai câștigat, boi, ce-ai însurat și-ai rămas cu carul în drum. Ce e de făcut acum? Ia stai, poate am noroc, că vine din iarna rog. Se îndreaptă spre casă un om cu o capră bățoasă. O capră e lucru mare, că are patru picioare, nu patru roți. Pipo
pornite care nu se dau curmite pe capre, de fune-o ei, mergu dânsa unde vrem. Mai de mine știi ceva? Cred că tu ai câștigat. Dacă ai putea schimba carul acesta nemișcat, pe capră cu adevărat. Bani, nu te supăra, vreau să te întreb ceva. Cum să fie supărare dacă îmi pui o întrebare? Uite eu ce m-am gândit, stând aici, ne gândit. Oare ce ați să schimbăm între noi ceea ce avem? Dau carul ist din cale pentru capra dumitare. Bani, tu vorbești rost, ori mai cred pe mine prost. Capra bună și-a fătat de lapte cu dorința. Ia, fără vorbă multe, fă bine de mă ascult. Ia-ți brec carul dumita și eu capra mi-o-i lua. Bate-mi! Prima parte a basmului, din cauza că basmul este compus, Ion Greangă, în înțelepciunea lui de țăran, l-a compus din două părți. În prima parte, Danilă Prepeleaz era cel prost, care făcea numai afaceri dezavantajoase, un fel de tândală. În schimb, în partea a doua, cu dumneavoastră bine știți, probabil ei o să continue,
să facă dacă domnul profesor Lev a dramatizat și partea a doua a bancului, veți vedea că îi arată cealaltă față a lui Danilă, aceea de isteț, un fel de păcală care prin istețimea lui păcălește pe dragi și reușește ca să-și îmbogățească familia. Deci de la Perzanie, și în basmele, ca în toate basmele din lume și în basmul lui Ion Creangă, basmul este cu Happy An, până la urmă, știți? Bravo copii! Să știți că așa se face!